H-A arpă cu harpeș mort, antenele aproape de polul nord. Transmit unde radio până în ionosferă, cu efect în subteran și în atmosferă. Cu tremur în Haiti, în Katrina, unește punctele, vezi cine poartă vina. Secretul energiei libere l-avem de la Tesla. Totuși nu e pus în aplicare acesta. La scară mare trebuie petrol, astfel corporațiile țin lumea sub control. Exploatarea oamenilor și resurselor vor să ia ce al dău și să-l facă al lor. Rasismul, sclavagismul le-au adus printre noi, învrăjbindu-ne ușor să pornești un război. Oameni vinovați de numărați au murit, minților malefice le pasă numai de profit. Controlează băncile, controlează știrile, de mass media controlează mințile. Ziariștii acceptă funcțiile de sclav, căci dacă nu acceptă vor fi toți concediați. E nevoie de curaj pentru o lume mai bună, căci acum drept adevăr se servește o minciună. Pune cap la cap întreaga informație, nu-i doar o teorie, este chiar o conspirație. Societățile secrete antipopulație, nu-i doar o teorie, este chiar o conspirație. Cel mai mare truc când te demași chiar tu, folosești zi de zi rețeaua. Spionaj evident în orice moment, controlul minții are efecte și dependent de internet. Când mintea ți-o ia raz, n-ai grijă pe unde mișu, căci internetul e o sabie cu două tăișuri. Binele și răul au aceleași arme, tabăra ta depinde de alegerile tale. Dacă ești inteligent, vezi ce se pune la cale. Tu decizi soarta noi ordini mondiale, când adevărul și minciuna se prezintă amestecate. Trebuie să ai puterea să le vezi separate. Ascultă-mă bine tot ceea ce spun, cei ce spun adevărul sunt catalogați de bun. Exprimarea în cuvinte are multe hățișuri, vorbele meșteșugite sunt perfecte ascunziși. Televiziunea e cea care induce lumea în eroare, când gemenii au căzut au stârnit teroare. Orice mișcare e supravegheată, pentru securitatea ta viața ți este controlată. Videocamere pe stradă sunt exemplu ce ți zic, ce urmează în viitor să ți se implantezi un chip. Pune cap la cap întreaga informație, nu-i doar o teorie, este chiar o conspirație. Societățile secrete antipopulație, nu-i doar o teorie, este chiar o conspirație. De-a lungul istoriei, oamenii importanți, fiindcă s-au împotrivit, au fost asasinați. Câțiva eroi s-au opus la înalta putere, pentru cauza lor nobilă a fost reduși la tăcere. Uciși pentru un ideal, e o moarte de erou. Pe lista avem Bob Marley, Marilyn Monroe. Când adevărul se ivește, nu contează țara, Lincoln, Che Guevara. Curaj a fost curmat cu execuții plină zi, Robert amintește-ți John F. Kennedy. S-a încercat mesajul să n-ajungă la popor, John Lennon, Martin Luther King Jr. Culoarea nu contează când ești considerat proscris, Mahatma Gandhi, s-a dus și Malcolm X, Michael Jackson, Prințesa Diana. Sub forma unor accidente a avut loc drama, Brandon Lee, Dr. David Kelly. Simboliți microbiologii spuneam și la sfârșit trist, pune totul cap la cap, totul are un sens, amintește-ți de Tupac. Dacă tu gândești că e o înșiruire aberantă, intră în detalii, mai gândește-te odată. Pune cap la cap întreaga informație, nu-i doar o teorie, este chiar o conspirație. Societățile secrete antipopulație, nu-i doar o teorie, este chiar o conspirație.